Foaie verde, firmă, formă, m-a pus dracu să mă-nsormă. Băi și nevastă ca mea, măi, nu mai are nimeni de amă. Cum a fost prima întâlnire? Cum s-a întâmplat? Hei, ne-am cunoscut la Chișinău prin anul 2005. Eu colaboram frecvent cu orchestra, cu prestigioasa orchestra Lăutarii. Maestru Nicolae Botgros îmi este și cu mătru, pentru că fac așa o mică paranteză, eu împreună cu celebra mea mamă, Maria Ciubanu, l-am botezat pe Cristi, pe nepoțelul maestrului Nicolae Botgros, cu mulți ani în urmă. Și da, m-a legat o strânsă prietenie de familia maestrului Botgros și de Orchestra Lăutarii, cu care am reușit pe parcursul a 25 de ani să înregistrez 10 albume. Foarte multe concerte, nenumărate concerte și la Chișinău, și am făcut chiar un turneu de pomină alături de Orchestra Lăutarii în America în anii trecuți. Și așa am cunoscut-o pe Doinița. Ea era instrumentist, terminase conservatorul la Chișinău și era instrumentist în Orchestra Lăutarii. Și ne-am îndrăgostit și, mă rog, am prezentat-o părinților mei, care erau foarte încântați de noua mea cucerire. Mă rog, la început era ea cam reticent, așa, și maestrul Botgros îmi spunea, zice, ce nu te uiți la ea, zice, că e stranie, dar probabil că tocmai acest lucru, că era puțin neobișnuită, foarte serioasă, foarte la locul ei, asta cred că m-a și atras atât de mult la și ea. Când și când în istoria acestor întâlniri ai realizat că ea este femeia vieții tale? Păi de la început am realizat că este femeia. Deci a fost dragoste la prima vedere. Da, și mi-am dorit-o foarte mult. De fapt, cred că este singura femeie din viața mea de la care mi-am dorit urmași, de la care mi-am dorit copii. Suntem din 2007 împreună, de aproape 15 ani. Doamne ajută, mulți înainte. Da, vă mulțumesc din suflet și ne înțelegem, hai să spunem, aproape perfect, pentru că nu există familii perfecte, dar noi ne înțelegem foarte bine. Este o ființă deosebită, foarte sensibilă. Știe să fie artistă când trebuie să fie artistă pe scenă. Iată, aflăm care sunt calitățile de care ai fost cucerit la Doinița. Este frumoasă, este splendidă, de o calmitate extraordinară și foarte, foarte înțeleaptă. Și trebuie să-ți mai spun că foarte, foarte mult în ultima perioadă din cariera mea se datorează ei. Ea mă împinge tot timpul, îmi creează piese și hai să mai înregistrez și asta. Eu scriu texte și ne completă frumos, chiar și acasă când nu suntem pe scenă. Mai trec eu la pian, mai câte ia ceva cu vioara, mai ce uite, ți-ar place refrenul ăsta. Și avem o relație frumoasă. Mulțumesc Bunului Dumnezeu că mi-a dat o familie atât de minunată. Mi-a adus pe lume 3 copii, pe Vlad Ionuț, care s-a născut în 2008 și pe care tatăl meu, regretatul interpret Ion Dolonescu, a reușit să-l cunoască și să-l țină în brațe, pentru că nu pot să nu spun că tata Ion și-a dorit în mod special un nepot de la mine. Avea 2 nepoți din partea fratelui Dragoș, din Costa Rica, dar pentru faptul că el m-a crescut, el m-a format ca artist, ca om și eram așa nădejdea lui în viață, își dorea un nepot de la mine. Și iată, Doinița a reușit să-i îndeplinească această mare dorință, chiar înainte de a trece în lumea celor veșnici. În 2008 l-a adus pe lume pe Vlad Ionuț, primul meu băiat, pe care tata l-a ținut cu mândrie în brațe și, din păcate, s-a bucurat doar o jumătate de an, pentru că în 2009, în martie, 19 martie, tata a trecut la cele veșnice, dar și-a cunoscut nepotul. După aia, în 2010, a venit pe lume Ioana Maria, fetița noastră, care are ochi albaștri ca ai tatălui meu și îi place să cânte. Mi-a spus ea că mama e Maria și să sperăm că o să și moștenească vocea. Deocamdată este elev la Colegiul Național de Muzică George Enescu în București, la vioară. Avem și un profesor excelent de vioară care este tot de la Chișinău, doamna Elena Baltaga. Și mezinul care a venit prin lume, nu era programat, așa, dar așa s-a întâmplat. Mezinul nostru, Iancu Marian Nicolae. Iancu Nicolae, care e un scump, are 7 anișori acum. Mulțumim. A venit în 2014 pe lume, da, și nașul mi-a spus, zice, ce n-ai pe mă, zice, ai pus nume de stradă? Nu știam că există un erou al Revoluției Române, Iancu Nicolae. Există o stradă în București. Da, toate prenumele lor au așa o greutate. Da, eu am vrut să le pun nume românești, pentru că suntem români și
mai ales că Doinița este basarabeancă. Tata Ion trebuie să vă spun că avea o mare, mare slăbiciune pentru basarabeni și mă bucur că i-ați avut invitați pe maestru Mihai Ciobanu și alți artiști de marcă de la Chișinău, colegii noștri dragi, frații noștri de peste Prut, de care mă leagă multe, multe amintiri. Da, și vreau să vă spun despre Iancu, de mezinul nostru, că îi place foarte mult să cânte. El este singurul dintre copiii mei deocamdată care cochetează cu muzica populară. Îl ascultă tot timpul pe tata, pe mama, respectiv pe bunicii lui. Așa. Și îi place foarte mult să cânte și are și voce, are o voce suavă așa și odată poate o să-l aduc în emisiune să vă cânte ceva. Experiența și amintirea copilăriei, a propriilor trăiri, ca să zic, îți ajută la rândul ți acum tată fiind în educarea sau educația oferită copiilor? Ai schimbat ceva din ce avea Ion Dolănescu ca tată? Mă gândesc că poate faci o concesie. Da. Că mai faci mici concesii, că mai faci niște mici concesii. Există loc de negociere? Poate, da. Adică indirect te întreb ce ai luat de la Ion Dolănescu, ce ai luat de la Maria Ciobanu. Nu știu, sunt așa un tată extrem de autoritar. Așa. Cu ai mei copii. Bine, ei sunt încă mici. Acum începem să avem așa o perioadă mai dificilă cu Vlăduț, care a studiat la un moment dat vioara, n-a mai vrut vioara, a vrut să treacă la chitară. Așa. Acum nu știu dacă îi mai place și chitara, că s-a îndrăgostit de fotbal, vrea să facă sport. Și e așa, e foarte greu, da? Sigur că trebuie să înțelegem ca părinți și noi am trecut prin asta, este această perioadă adolescentină prin care trecem cu toții și perioadă mai puțin frumoasă, vrem. Doar că cei mai mulți dintre părinți poate nu ne amintim, da, se pare că nimeni nu te înțelege. Că... Exact. Da, luăm ceea ce este frumos. Important este că reușesc să-mi cresc copiii cu mamă și tată. Și asta mi-am dorit dintotdeauna. De asta îi mulțumesc bunului Dumnezeu și soției mele, Donița, că este un om extraordinar, că ne înțelegem. Că cum vă împărțiți sarcinile? Deși, uite, astăzi este o zi în care arată parțial cum vă descurcați. Îmi cer scuze că n-am putut să o iau, dar chiar nu avea cine să rămână cu micuții noștri. Ei fac școală online și trebuie să fie cineva acolo să-l logheze pe Incuțul. Să zic că el e încă mic, are 7 anișori și nu reușește întotdeauna să bage toate codurile și să... Care sunt momentele frumoase petrecute în 5? Sunt foarte, foarte, foarte multe momente frumoase. M-am străduit și mă străduiesc în continuare să le ofer tot ce poate un părinte mai bun copiilor mei. I-am plimbat cam peste tot, i-am luat cu mine la Londra, în America nu mai vorbesc, ei sunt și cetățeni americani și în America mergem ca la noi acasă. Există momente în care îi lăsați în siguranță cu cineva, nu vă doriți să evadați? Momentan ne ajută cumnata mea Sofia, sora Doiniței, a venit special din Italia ca să ne ajute puțin cu cei mici, că, mă rog, Vlăduț, sigur, a făcut 13 ani, dar este tot mic. Nu am încredere să-i las singuri acasă sau ei trebuie supravegheați îndeaproape mai tot timpul. Și mulțumim lui Dumnezeu că sunt sănătoși, suntem cu toții sănătoși și repet că ne înțelegem. Asta este foarte, foarte important, pentru că dacă un copil crește într-un mediu de dragoste, de speranță, de încredere în sine, de, cum să spun, încredere în cele sfinte, în Dumnezeu, că noi suntem creștini. Și mai ales tatăl meu avea foarte mulți prieteni preoți. Am și eu câțiva fiini pe care îi salut și îi îmbrățișez, iar mama Maria, trebuie să vă spun că este un om extrem de credincios. Și atunci cred că asta este baza educației. Ei nu cred că vor ieși niște copii răi. Dacă au o pornire bună, este ca o floare care, dacă îi dai soare și apă și tot ce trebuie. Terenul fertil și crește, dezvolta. Să sperăm că acum nu știu care dintre ei vor îmbrățișa cariere muzicale. Ți-ai dori să îmbrățișeze toți trei cariera muzicală sau îi lași să-și aleagă? Vezi tu, câteodată ca părinți suntem un exemplu, pentru că copilul cu ce e crescut, familiarizat cu ceea ce vede, spre asta va tinde. De asta e important noi ca părinți să fim un exemplu pentru copii. Sigur că mă străduiesc să fiu un exemplu bun pentru copii. Adică Vlăduț, după ce a studiat vioară, chitară, acum vrea fotbal. Asta este, eu nu vreau să-i constrâng, vreau să-i las să-și aleagă
singuri ceea ce vor să facă. Să se descopere, viața, să-și găsească menirea. Eu, asta a fost menirea mea, adică asta mi-a plăcut de mic să fac, să cânt. Și asta fac și acum, după, adică la aproape 50 de ani și după aproape 40 de ani de, mulți înainte, de Doamne, muzică. Poate pentru mulți e bizar, zice, cum Ionuț Dronescu are 40 de ani. M-am întâlnit cu prietenul meu, de fapt prietenul tatălui meu, cu domnul George Rotaru, zice, cum, zice, tu ai 50 de ani și eu credeam că ai vreo 40. Da. Zic, fii serios, zic, uite-te la mine. Vârsta nu se vede. Da. Probabil că există și o, nu că probabil, în mod sigur, există și o frumusețe interioară care ne păstrează, așa că omul câteodată, dincolo de suferință, strălucește, are o lumină lui. Pentru viața asta, trăită frumos, în credință, cu dragoste, cu decență, simți că primești vreo răsplată? O răsplată mai mare de la Dumnezeu, care mi-a dăruit așa o familie frumoasă și așa o soție minunată. Nu mai vorbesc de părinții mei, de minunații mei părinți, Ion Dolănescu și Maria Ciobanu. Ce-mi pot dori mai mult? Mi-a dat Dumnezeu și harul de a cânta. Ce poate fi mai frumos? Să-ți câștigi pâinea primind aplauze sau flori pe scenă. Vi se pare mai ușor sau mai greu pe măsură ce vă cresc copiii? Mai greu. Mai greu. Da. Copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari. Iată, și... dar peste ani, spre exemplu, când vor fi ei la casele lor așa? O, Doamne ajută, eu știu dacă mai... Cum îți imaginezi că va fi viața voastră? În primul rând, aș dori să ne țină Dumnezeu împreună, adică să fiu împreună cu Doinița, care e o, cum am spus, o femeie extraordinară și care mă face fericit în fiecare clipă, pentru că este normal copiii să crească, să-și vadă de viața lor, să meargă, adică nu aștept nimic în schimb pentru faptul că e datoria mea să-i cresc, să-i educ, sau datoria noastră de părinți. Mai apoi, sigur, dacă ei vor avea vreun pic de recunoștință pentru ceea ce facem pentru ei, va fi frumos. Tatăl meu avea o vorbă, zice, bă, zice, recunoștința e floare rară. Pentru că el, prin plecarea mea, și revin iarăși la trecut, prin plecarea mea a simțit o mare trădare și prin împăcarea cu mama. Ceea ce n-a fost adevărat, adică în egală măsură îl iubeam și pe el și niciodată, nicio clipă n-am uitat că el m-a crescut, că el m-a format ca om. Dar așa a simțit el. De asta eu cu copiii mei nu aștept nimic în schimb, îmi fac datoria de părinte. Cred că cel mai important lucru pe care îl pot eu transmite copiilor meu este credința în Dumnezeu și educația. E foarte important.